Consilierii județeni au votat o variantă îmbunătățită a planului de dezvoltare a județului Hunedoara pentru perioada 2014-2020 în cadrul unei ședințe extraordinare. Era nevoie de această hotărâre pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor europene pentru proiecte de eficientizare energetică. O să vă punem la punct strategia de dezvoltare a județului Hunedoara, pentru că ea cuprinde detalii pe toate activitățile care vizează preocuparea Consiliului Județean, însemnând învățământ, infrastructură, știu eu, furnizare servicii, cum ar fi deșeuri, furnizare apă, canal, toate proiectele astea. În strategia asta de dezvoltare a trebuit să adoptăm partea care a intervenit ulterior, cea care, în condițiile neexistenței axei 3 pe programul de dezvoltare, adică eficientizarea energetică, nici ca accesibilitate la fonduri europene, a trebuit upgradat programul de dezvoltare și a trebuit, cum e normal, aprobat de Consiliu, fiind una din condiționările pentru eligibilitatea acestor două proiecte care, vă repet ce am spus și în ședința de Consiliu, nu înseamnă altceva decât saving-uri din punct de vedere al cheltuielilor, economii, pentru că se economisește combustibil, nu înseamnă decât reducerea emisiei de CO2 și nu înseamnă în ultimă instanță decât ceea ce vizează îmbunătățirea condițiilor pentru cei care sunt locatarii acestor două cele. Proiectele la care face referire președintele Consiliului Județean Hunedoara vizează lucrări de eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei, precum și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, la Centrul de Îngrijire și Asistență Petrila și la Centrul de Plasament Brad.